Să trecem de la domnul Ciucă și domnul Ciolacu la domnul Cioloș, care își face un partid nou de această dată, pentru că vedem această dorință permanentă de a avea oameni noi în politică. Cum vezi această revenire în politica lui Dacian Cioloș printr-un partid nou? Da, în momentul ăsta domnul Cioloș nici nu a confirmat, nici nu a infirmat, dar informațiile publicate de G4 Media și, desigur, și alte informații din surse politice indică faptul că sunt serioase explorări din partea domnului Cioloș pentru a crea un nou partid. Deja au apărut și glume pe marginea acestui partid, sau, în fine, cum s-ar putea numi, spuneau unii, repet, e doar o glumă, invit pe ascultător să o trateze ca atare, că noul partid s-ar putea chema În Plus. Sau C++. E un... Dar mai bine ar fi al înmulțirii. Dacă acest partid va apărea pe scena politică, ne arată așa. Ne arată că opoziția, deși nu are anvergura pe care și-ar dori-o din punct de vedere electoral sau ca scor preferințe electorale, cum vreți să le spuneți, nu reușește să stea împreună. Și că această construcție în care USR și Plus au vrut să meargă mai departe, n-ar fi deloc una solidă, ci mai degrabă una fragilă. Și că acolo, de la bun început, au fost niște probleme care i-au separat pe unii de ceilalți. Domnul Cioloș, nu înțeleg foarte limpede ce vrea să facă cu această construcție. Dânsul a avut un partid pe mână, USR, a condus USR-ul mare, a câștigat niște alegeri acolo, a preferat să nu își suflece mânecile și după doar câteva luni, în loc să se lupte în interiorul formațiunii care, construită așa cum era, chiar și așa cum era, cred că putea totuși să rezolve niște lucruri, că discutam și la vremea respectivă. Nu toate, când ești într-un partid, într-o organizație, nu toate ideile tale trebuie să fie și cele care sunt puse în practică. E vorba despre o negociere, parte importantă a politicii în general, e esența politicii, negociere, discuții și, pe urmă, o decizie comună care să fie acceptată și pusă în practică de către toți sau de către o majoritate. Nu crezi că a simțit că USR-ul a terminat într-un fel benzina electorală și iar domnul Cioloș pare genul că atunci când îi se termină benzina, el își cumpără altă mașină, adică nu, da, doar nu că... realimentează. Doar că nu știu ce gen pare. Ideea este însă că domnul Cioloș a făcut parte dintre piloții acestei formule electorale, piloți care au consumat benzina, eventual. Adică, dacă tu crezi că un nou partid te va aduce iarăși în jocul politic, s-ar putea să dai dovadă de naivitate. Haideți să ne gândim puțin la viitor. Deci avem un USR care în momentul de față e undeva în jurul la 15% în cele mai optimiste previziuni electorale. E în opoziție, nu este foarte vocal, nu e atât de bine articulat pe cât și-ar dori dânsii. Și e greu de înțeles cum ar putea crește fulgerător. Nu văd un eveniment care i-ar putea propulsa atât de rapid. Și mai apare un partid mai mic. Ce se întâmplă cu cele 15%? Se adaugă un alt partid care va avea încă, nu știu, 10%? Nu. Vor pleca 3-4% de la USR și vor merge către domnul Cioloș. Deci va fi o poziție și mai fragmentată. Domnul Cioloș probabil cochetează cu ideea de a candida la alegerile prezidențiale din 2024 și iarăși se împart acolo niște voturi. Nu se adună. Ele se împart, sunt fragmentate, apare și o respingere a unei părți a electoratului acestei zone
care nu o să privească cu ochi buni fragmentarea, a plecat dintr-un partid unde era președinte și a dat demisia ca să-și facă alt partid ca să fie președinte sau cum. Putem trage concluzia că luna septembrie anului trecut n-a fost una bună. Uite, nici Dacian Cioloș, nici Florin Câțu, oameni care atunci conduceau două partide importante din România, se regăsesc după 6 luni în postura de a n-a fost una bună pentru că niciunul dintre cei doi menționați de tine nu au dorit să fie una bună. Anul trecut, pe vremea asta, discutam de doi oameni cu mult potențial. Îl mai țineți minte pe domnul Câțu în tricouri cu hard rock și geacă de piele mergând prin țară la diferite acțiuni? Era un star în ascensiune. A star is born. Sau domnul Cioloș, care la fel își pregătea cursa așa pe termen lung. Amândoi au greșit și s-au adus singuri în momentul de azi. DGFM.